Acum o care se convoacă pentru data de 25 septembrie 2015, ora 17, Consiliul Local Mulțulești, în ședința extraordinară publică, ca urmare, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli la Comunul Mulțulești pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Comunului Mulțulești de Tuiași pentru anul 2015. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 20 de tuburi azbociment 500 mm, 5 metri lungime, necesare pentru evitarea surpării erizorilor cu o înclinare mai mare de 45 de grade de pe teritoriul administrativ al Comunului Mulțulești de Tuiași, ce s-au adâncit datorită scurgerii apelor cu viteză. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare aferent sistemului de management integrat al deșeurilor prin de Tuiași. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, practicând ședința următoare. 6. Informare privind comunicarea transmisă de Tribunalul Iași pentru dosarul numărul 1183/2015 cu obiect litigiu privind achizițiile publice, respectiv sentința numărul 1048 pronunțată de Tribunalul Iași, ședința publică din 7 septembrie 2015, cu privire la plata garanției de bună execuție în procent de 30% din garanția constituită în baza contractului numărul 4474 din 2-7-2009. 7. Informare privind acțiunea înaintată de Unitatea Administrativ-Teritorială Ciorări în Tribunalul Iași, dosarul numărul 5930 din 2015, cu obiect obligația de a face stabilire limite teritoriale. 8. Diverse. Proiectele de hotărâre de ordine de zi au fost inițiate de către primarul Comunii Mulțulești și membrii comisiilor din specialitate a Comunii Mulțulești de Tuiași. Vom da citire. Vă spuneți pe aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Vom da citire procesului verbal de la ședința anterioară. Proces verbal, încheiat astăzi 27 august 2015, ședința ordinară publică a Consiliului Local Mulțulești, care are loc în localul Consiliului Local Mulțulești, ședință convocată de primarul Comunului Mulțulești din data de 24 august 2015. La ședință participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 13 consilieri aferenți aflați în funcție. Precizăm că la ședința Consiliului Local Mulțulești mai participă și domnul Ionuț Gospodaru, primarul Comunei Mulțulești. După efectuarea prezenței și înscrierea consilierilor în registrul de prezență al consilierilor, pe bază de semnătură, doamna consilier Gabriela Săcostina, președinte de ședință, supune spre aprobare procesul verbal chiar în ședința extraordinară din data de 31.07.2015, proces verbal pus la dispoziția consilierilor în timp util afișat la data de 31.07.2015, pe care consilierii la aprobă în unanimitate de voturi. În continuare, doamna consilier Gabriela Săcostina, președinte de ședință, supune spre aprobare următoarea ordine de zi. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri Comunii Mulțulești de Tuiași pe anul 2015. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință la Consiliul Local Mulțulești pentru ședința următoare din anul 2015. 3. Informare privind începerea noului an școlar 2015-2016. 4. Informare privind apelul, acțiunea înaintată Curții de Apel Iași de către I.I. Petrescu Maria și I.I. Petrescu Florin Ricard împotriva sentinței civile 981 din 7-7-2015 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul numărul 2891/2015 cu obiect ordonanța prezidențială obligația de a face termen pe data de 20 septembrie 2015 și diverse. Nu mai știți procesul verbal, doamna consilieră? Da, da. Spuneți pe aprobare, procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru?
Deci, cum vrei de hotărâre? Privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mirosovești pe anul 2016 și estimările pentru 2017-2019. Consiliul Local al Comunei Mirosovești de Priat, având de vedere prevederile legii 186 pe 2014, privind bugetul de stat pe anul 2015, a legii 275 pe 2006 privind finanțele publice locale actualizată, adresa numărului BCP din 15.09.2015, transmisă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, prin care se face cunoscut sumele defalcate din taxa de valoare adăugată și poate defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local reprezentate în vederea elaborării proiectului de bugete de anul 2016 și a estimării pentru anii 2017-2019. Prin aplicarea formului de alocare a sumelor defalcate în unele venituri ale bugetului de stat, aprobate în ordinul comun mai 1539-2238 pe 2006 și la deciziei numărul 769 din 14.09.2015, a directorul general DGRFP Iași. Scrisoarea cadru din 10.09.2015, trimisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și a estimărilor pe anul 2017-2019, privind și limita sumelor defalcate din taxa de valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Adresa Consiliului Local, Consiliul Județean Iași, din care s-a transmis cuantumul procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare rurală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanțarea locală pentru anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019, aprobat conform hotărârii Consiliului Județean Iași. Cuantumul procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului locale, achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare rurală, locală, pentru susținerea proiectelor de infrastructură, care necesită finanțare locală pentru anul 2016 și a estimărilor pentru anul 2017-2019, aprobat conform hotărârii Consiliului Județean Iași. Referatul doamnei contabile Maria Gheorghează privind proiectul bugetelor de venituri și cheltuieli a Comunei Mirosovești pentru anul 2016 și a estimărilor pentru 2017-2019. Nota de fundamentare privind proiectul de bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Mirosovești pentru 2015 și a estimărilor pentru 2017-2019. Și avizul comisiilor de specialitate pentru activități economice financiare, agricultură, muncă și protecție socială, comisia juridică și disciplina, amenajare teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Familie, Activități Social-Culturale, Culte, Protecție Copii, Tinere și Sport. Articolul 6 din legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, a legii numărul 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, articolul 36, legea 215/2001, privind administrația locală republicată. În temeiul articolului 45, legea 215/2001, privind administrația locală republicată, hotărăște. Se aprobă cotele și sumele defalcate pentru proiectul de venituri și cheltuieli al Comunei Mirosovești pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, având în vedere cuantumul procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului locale, achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital,
În ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programului de dezvoltare rurală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019, aprobat conform hotărârii Consiliului Județean Iași. Și acestea sunt indicatorii. Da, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Capitolul 11.0206 pentru proiect, da, proiect 2016-111, estimat 2017-81, estimat 2018-84, estimat 2019-84. Sumele defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale, capitolul 040204, proiect 2016-270, estimat 2017-158, estimat 2018-164, estimat 2019-171. Cuantumul de 80% a veniturilor defalcate din taxa pe valoare adăugată, capitolul 11.0206 și sumele defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venitul venit, 040204, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019, transmis de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. Indicatori, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 11.0206, proiect pe 2016-221, estimat 2017-407, estimat 2018-414, estimat 2019-412. Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 040204, proiect 2016-538, estimat 2017-787, estimat 2018-812, estimat 2019-842. Articolul 2. Serviciul Contabilitate va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul Consiliului Local Mustoveni va comunica un exemplar din prezentă instituție prefectului de Iași pentru control și egalitatea actelor. Serviciul de Contabilitate, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași. Ne-am spus în câteva cuvinte. Prezentul proiect de hotărâre a avut la bază scrisoarea cadru întocmită de către Ministerul Finanțelor Publice privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și a estimărilor pe 2017-2019. În conformitate cu prevederile Legii Finanțelor Publice Locale 273/2006, fiecare ordonator de credit are obligația de a întocmi un proiect de buget pentru anul următor, precum și pentru anii 2017-2019. Acest proiect de buget are la bază, în ceea ce privește veniturile, alocările de la bugetul de stat, de asemenea veniturile proprii, fondurile obținute prin proiecte europene, de asemenea și împrumuturile externe sau interne și donații sau veniturile obținute prin donații și sponsorizări. În ceea ce privește cheltuielile, se are în vedere, în principal, acoperirea acelor cheltuieli prioritare pentru comunitatea locală. Propunerea de buget au de asemenea în vedere și indicatorii macroeconomici care sunt obținuți din datele statistice. Avem în vedere prevederea Legii 215 pentru Consiliul Local, aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Cine este pentru? Nu știu. Dăm citire următorului proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rostovești de Tiaș pe anul 2015. Primarul Comunei Rostovești de Tiaș, având în vedere prevederile Legii 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, a legii 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, adresa numărul 5031 din 22.09.2015 de la DGRFP Iași, pentru care se comunică influențele sumelor defalcate din taxa de valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor
repartizându-se pe unități administrative teritoriale pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării în trimestru 4 pentru plata salariilor a unităților de învățământ. Contractul de finanțare, identificat cu numărul POSRU 161-21G, Fondul Social European, programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa prioritară numărul 2, domeniul major de investiție 2.1, titlul proiectului Responsabilitatea pregătirea viitorilor profesional, beneficiar de fonduri, este Școala Gimnazială Mirosovești. Actul adițional de finanțare din data de 4.9.2015, respectiv numărul 9.573 din 9.9.2015 și actul adițional din data de 4.9.2015, respectiv numărul 9.572 din 9.9.2015 pentru plata parțială a unor investiții începute în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Referatul doamnei contabil Maria Gherbeață, pentru care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunii Măsurești pe anul 2015, nota de fundamentare registrată cu numărul 8.948 din 21.8.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunii Măsurești pentru anul 2015, avizul Comisiei de Specialitate pentru Activități Economice, Financiare, Agricultură, Muncă și protecție Socială, Comisia Juridică de Disciplină, Amenajare Teritoriului, Urbanism, Protecția Mediului și Turism, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Familie, Activități Sociale, Culturale, Culte, Proiecte, Copii Tineret și Sport. Articolul 6 din legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a legii 544/2009 privind liberul acces al informației de interes public, articolul 36 litera A din legea 215/2009 privind administrația publică locală republicată în temeiul articolului 45 alineatul 1 și 2 litera A din legea 215/2009 privind administrația publică locală republicată. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Măsurești pentru 2015, după cum urmează. La partea de venituri, SF. Ce înseamnă? Trimestrul 3. Capitolul 702. Impozite și taxe de proprietate crește cu suma de 9 lei. Cod 070101. Deci capitolul 07. Da. Asta e. Impozit pe clădiri persoane fizice crește cu suma de 2 lei. Cod 07. Deci capitolul 07. Asta e capitolul care suma de 2 lei. Da. Deci taxe și taxe pentru utilizarea pomorului crește cu suma de 6 lei. Venituri din proprietate crește cu suma de 1 leu. Da. Venituri din taxe administrative crește cu suma de 2 lei. Amenzi, penalități și confiscări crește cu suma de 2 lei. Trimestrul al patrulea, capitolul 11.0202, sume de facturi din TVA pentru echilibrarea bugetului local crește cu suma de 140 de lei. La partea de venituri, secțiunea dezvoltare. Secțiunea dezvoltare. Trimestrul 3, capitolul subvenții Ministerului Dezvoltării crește cu suma de 277 lei. Capitolul Fondul Social European crește cu suma de 155,75 lei. Sume primite din cuantumul plăților din anul curent crește cu suma de 155,75 lei. La partea de cheltuieli, secțiunea funcționare, da? Trimestrul 3, al treilea, învățământ, titlul 20, bunuri și servicii crește cu suma de 60 de lei. Învățământ preșcolar și se diminuează cu suma de 16,29 lei. Cheltuieli de personal. Titlul 10, da? Subcapitol. Învățământ primar se diminuează cu suma de 5,06 lei. Aici. Da.
Sub capitol învățământ secundar inferior crește cu suma de 81,35 lei. Titlul 10, cheltuieli de personal crește cu suma de 21,35 lei. Titlul 20, bunuri servicii crește cu suma de 60 de lei. Capitolul 6802, asistență socială, titlul 57, asistență socială, se diminuează cu suma de 40 de lei. Sub capitolul 680205, asistență socială în caz de invaliditate, titlul 57, asistență socială, se diminuează cu suma de 40 de lei. Protecția mediului, titlul 20, bunuri și servicii, salubritate, titlul 20, bunuri și servicii. Trimestrul al patrulea, învățământ, titlul 10, cheltuieli de creștere, cu suma de 140, tot de creștere cu suma de 140, așa scrie. Așa, sub capitolul învățământ preșcolar crește cu suma de 24,48 lei. Cheltuielile de personal crește cu suma de 24,48 lei. Învățământ primar crește cu suma de 37,27 lei. Și sub capitolul și mai citesc asta? Învățământ secundar inferior crește cu suma de 78,25 lei. Cheltuieli de personal crește cu suma de 7,25. Și la partea de cheltuieli, secțiunea dezvoltare, trimestrul al treilea, capitolul 6502 învățământ, titlul 56, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, crește cu suma de 155,75 lei. Sub capitolul 6104 învățământ secundar, titlul 56, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cresc cu suma de 155,75 lei. Aminatul 560202, finanțarea Uniunii Europene, crește cu suma de 155,75 lei. Capitolul 8402, transporturi, titlul 71, active nefinanciare, crește cu suma de 277 lei. Sub capitolul 8402031, drumuri și poduri, titlul 71, active nefinanciare, crește cu suma de 277 lei. Aliniatul 710130, alte active fixe, crește cu suma de 200 lei. Obiectivul modernizare drumul comunal 170 crește cu suma de 211,88 lei. Reabilitare punte pietonale pentru râul Moldova, crește cu suma de 65,12 lei. Articolul 2. Se aprobă actualizare și completare listei de investiții aferente obiectivelor de investiții pentru anul 2015 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru secțiunea de dezvoltare conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Primarul Comunei Măsurești, compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 4. Secretarul Comunei Măsurești de Triaș va comunica un exemplar de prezenta instituției prefectului de Triaș pentru control și legalitate, Direcție Generală a Finanțelor Publice Iaș, compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului și va duce la cunoștință locuitorul Comunei Măsurești pentru prezența hotărârii din afișare. Votul domnului primar. Prezent un proiect de hotărâre care la bază, în primul rând, adresa 5031 de 22.09.2015 a Direcției Generale de Finanțe Publice Iași, prin care se comunică suplimentarea fondului de salarii prin alocarea unităților de învățământ a unor veturi salariale în sumă de 140.000 lei. De asemenea, are la bază contractul de finanțare care are, are ca beneficiată Școala Mirosnovești pe programul social european POSTRU. Și de asemenea, are la bază contractele de finanțare privind realizarea obiectivului de modernizare DC107 Mirosnovești-Deșeni, finanțare de la Ministerul Dezvoltării și construcție pontie pietonale în Veșteri. După cum ați observat, s-a suplimentat cu 277 obiectivele de investiții și cu 155.000 de lei prin contractul de finanțare POSRU pentru având ca beneficiar școala gimnazială în Rostovești. Vă rog să supuneți spre aprobare. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumim. Să trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 20 de tuburi AZVCM 500 m² lungime, necesar pentru evitarea stupării ridicolilor, cu înclinare mai mare de 45 de grade de detector administrativ al Comunei Măsurești de Triaș, ce s-au adâncit datorită scurgerii apelor cu viteză.
Primarul Comunei Miloslavești de Suiaș, având în vedere prevederile ordonanței de guvern numărul 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, Programul de Dezvoltare Economică-Socială a Comunei Miloslavești de Suiaș pe perioada 2015-2020, dispozițiile numărul 21/2002 pentru gospodarea localităților rurale urbane, modificarea și completarea prin legea numărul 515/2002, a legii numărul 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015, a legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată de ordonanța de urgență a guvernului numărul 63/2010, aprobat prin legea numărul 13/2010, a hotărârii Consiliului Local numărul 4/31/2015 pentru adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miloslavești de Suiaș pentru anul 2015, hotărârea de guvern 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investiții publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții, lucrări și investiții. Ordonanța de guvern numărul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, contractelor de lucrări publice, a contractelor de concesiune, servicii sau modificările și completările ulterioare. A legii 213/1998 pentru proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificările și completările ulterioare. Expunerea de motive domnită de viceprimarul Comunei Miloslavești Neman Eligiu, privind aprobarea achiziționării 20 de tuburi de adociment, 500 mm pe 5 m lungime, necesare pentru evitarea supărării gorilor, cu o înclinație mai mare de 45 de grade de pe teritoriul administrativ al Comunei Miloslavești de Suiaș, ce s-au obținut datorită scurgerii apelor cu viteză. Nota de fundamentare înregistrată cu numărul 8948/21/08/2015 pentru achiziționarea a 20 de tuburi adociment, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea 20 de tuburi adociment, 500 mm pe 5 metri lungime, necesare pentru evitarea supărării zborilor, cu o înclinație mai mare de 45 de grade de teritoriul administrativ al Comunei Miloslavești, județul Iași, ce s-au adăcit datorită spurgerii apelor cu viteză. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se desemnează primarul, viceprimarul Comunii Miloslavești, împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunii Miloslavești. Articolul 3. Secretarul Comunii Miloslavești va comunica un exemplar de pe prezent a instituției privind județul Iași pentru control și legalitate și că aduce la cunoștință cetățenilor Comunii Miloslavești prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Avem o referatul domnului vice aici și le dăm cuvântul. Da, aceste tuburi s-au luat hotărârea pentru achiziționare din trei mari motive. 1. Știți acolo la soțul inclinația este mai mare de 45 de grade. 1. Deci șansul respectiv, boi respectiv s-au adâncit, au început să surpe dinspre partea despre asfalt. Noi am încercat în multe rânduri cu diferite da, să rezolvăm problema acolo și, na, deci nu era o soluție mai bună decât soluția asta. Apoi, iarna, la fel, iarna, știți prea bine care folosesc drumul respectiv, că, în ciuda faptului că se dă cu antiderapant, mașinile, o parte din mașini, au tendința să meargă spre spre șanțul respectiv. A fost un caz similar, a fost iarna trecută. Nu numai un caz, mai multe cazuri. Și mai este alt motiv, este și aspectul, schimbă și aspectul drumului. Una că îl protejează, dar și aspectul drumului. Schimbă, dacă punem tuburile respective acolo, o să fie îngrășteat pământ deasupra, crească iarbă, oricum îl avea alt aspect. Da. Și, da, dacă dumneavoastră sunteți de acord, noi... Eu spun că nu este o idee vedere tehnică. Așa, de ce? În ce cauză? Păi apa pluvială circulă deasupra. Da? Așa. În momentul când, deci torentul se formează iarăși deasupra tubului. Nu, apa vine acolo mai mult, vine din partea deci aia. Deci torentul se formează deasupra tubului, de sus, inclusiv
din lateral, când vine de pe versantul lateral, toate aluviunile duce în șosea. E clar că n-are unde să ducă. Și de sus, iarăși până jos, se formează torentul. Deci pe suprafața aia se formează torentul și dezvălește toate tuburile și iarăși duce. Deci, din punct de vedere tehnic, nu e, din punctul meu de vedere. Deci, și tehnic nu este. Dar problema este că apa aia vine, noi preluăm apa care vine din partea aia de sus. Soluția nu este asta. Soluția deci asta este făcut betonat, aluzat, asta e singura soluție. Că cine e tuburile astea? Hai să gândim. Ce apă preia? Apa de sus, atât. De sus, care e deasupra asfaltului și care vine de pe șanță. Dar apa care efectiv ar trebui să curgă prin șanț, merge deasupra. Deci tuburile respective, toate ați observat că noi am început deja să demontăm tuburile respective. O parte din ele, nu le avem. Nu este corect. Așa, problema este deci, că ca este să, pentru ca apa să, care se adună din zona aia, ca să nu se mai marge, rămâne o mică rigoră deasupra. Adică noi tuburile vin mai jos față de nivelul asfaltului. Bun, nu. Deci atunci ce facem? Și atunci ce facem? Nu este de sus. Nu sunt fundă, că sunt mari în diametru. E posibil să fundă la un moment dat. Când vine torentul mai mic, când vine apa mai mult, mai puțină, vreau să depune la un moment dat, corma chiar, deci la un moment dat se mai depun. Vrea să eu știu ce mai sunt. Nu mai repun, dar noi punem toată zonarea. Nu asta ar fi. E vorba de apa deasupra. Asta este. Eu ce aș spun eu, taluzat frumos, betonat și făcut barbacane din. Deci apa să curgă întrept. Din și barbacane și problema este că următor trebuie să vedem și la costuri. Eficiență, uzi că o să aibă și urmăște costuri. Tuburi sunt noi? Și cum chiar, tuburi sunt foarte buni. Prilejul ăsta este prilejul ăsta. Tuburile astea se pot folosi în alte scopuri, pentru că nu are. Da, și așa am zis. Haideți să vedem cât e un tub și cât ne-ar costa taluzat. Răspuns deja, 3, 4. Dar eu zic că rezolvăm toate problemele. Adică le punem și după aceea să ne trezim pe iarăși. Aluviuni pe șosea și nu știu ce e și aia și mizerie. Deci o parte de asfaltul din acolo rămâne așa. Deci poate prelua o parte din apele care provin din. Da, dar vorba. Ați lăsat loc și de la șanțul din partea stângă, cum mergi încolo? Okay. Sau numai curge din șanțul din partea dreaptă? Doamne, aia preia apă, multă apă vine de la deal din. Da. Din apărarea Balașa, la fiii. Da, da. Numai din capul sapă. Deci acolo vine cea mai mare cantitate de apă. Ați văzut? Noi am încercat să colmatăm cu posibilități care au fost cu bolovani. Așa. Omul, da, mai sunt cetățenii care aruncă, profită de chestia asta că de adâncimea șanțului aruncă cu noi, aruncă fel de chestii și nu. În primul rând, dar și urât pentru comunitate. Deci, în felul ăsta. Asta nu e rău. Dar apa care vine deasupra, de sus, până la pădure. Apa care se strânge. Deci, apa care se strânge local acolo este foarte puțină, pentru că ea se împrăștie pe toată suprafața. Deci, nu. Ea nu acolo e grădină, da? E un taluz de 2 metri, 3 metri. Apa de pe taluz, care vine să scurge pe taluzul ăla, pe versantul ăla mic de 1 metru, de 2 metri, când vine de acolo, vine cu mâlcul ăsta și nu are unde să ducă în șans. Tot pe asfalt se duce, tot împinge pe asfalt. Care e versantul? Nu, dar frate, nu, la proprietarul ăla, la proprietarul ăla. La proprietarul ăla. Și acolo. Adică să vedem de unde vine apa și s-ar vine. Nu știu, nu e bună, soluția nu e bună. Numai dacă nu mai faceți o rigolă deasupra mică. Și atunci ce facem? Facem două investiții. Facem o investiție în cazul. Dar nu era normal pe imaginea asfaltului de partea de auziți, eu zic așa că, cred că și un constructor de drumuri, i-ar fi fost mai ușor să pună tuburi la un drum din ăsta, știți? De ce au gândit? Care-i scopul unei rigole? Să pune apă cu ea? La ce spuneți dumneavoastră, betonat, vă dați seama ce viteză are apă acolo, poți să-i faci matare. Nu, domnule, îi faci fel de trepte, poți să-i faci că trepte. Pinte de dispersi, cum adică? Nu se poate, dar la baraje cum se face? Aici nu se pot face cât. Nu știu, părerea mea. Cum ați vă luați în considerare? Nu luați, dar zic că asta nu e soluție bună. Nu știu. Sunt niște bani îngropați acolo fără niciun. Adică nu are efect. Deci, în primul rând, domnul Dicio punctează două aspecte. Unul trebuie protejat pe zona
asfaltului. În marginea asfaltului, care oricum se tot găsi surfac. Dacă vă observați, când veneau navele, s-au încercat niște soluții, să spunem, cât mai reduse financiar din partea primăriei, care noi am întărit anul respectiv. Dar n-au ținut, având în vedere că când vin la primar viitorul, tot timpul s-au rău. Noi am găsit, la un moment dat, o soluție, să achiziționăm niște tuburi care urmau să fie amplasate pe drumul comunal de C110 spre Soș. Ați observat că o parte dintre ele deja au și fost montate. Așa, ulterior, vă spun că și posturile erau foarte mici și de asta am și continuat, pentru că nu ne-am azardat să facem cheltuieli inutile pentru bugetul local. Și am găsit, la un moment dat, în 2010, o soluție identică la Soci. Am amenajat tot la fel o porțiune, cred că de vreo 60 de metri de șanță, tot cu tuburi, văd că a funcționat destul de bine, vreo 5-6 ani. Mai multă apă să bun. E apa mult mai mare. E extraordinar de urmă să la Badana. La Badana, acolo. Și dacă ar fi să facem cu rigolă betonată, e adevărat, ar fi mult mai bine în regulă, dar și costurile ar fi mult mai mari. Deocamdată rămâne varianta aceasta care o propunem noi. Ulterior, dacă o să găsim resurse financiare să construim rigolă pentru drumul respectiv, este regulă, se pot lua, se pot amplasa, reloca tuburile respective în alte locații. Acum, acum, în prima variantă. Deci, pământ deasupra nu vine foarte... Nici măcar manopera care a trebuit să o plătim pentru o rigolă, n-a acoperă comprobarea tuburilor. Pot monta și foarte repede. Deci e o lucrare care se poate finaliza în scurt timp și nu se iau pietre mari. Deci trebuie să găsim așa și în arăt. Și noi să facem rigolă betonată, vă dați seama că toți am vrea să facem. Dar să avem și cum. Așa, e normal. Da, eu atâta m-am dorit. Chestia este, cum a zis domnul primar, m-a încurajat investiții cei care s-au făcut acolo la Soci. Foarte, o dat randament foarte bine acolo. Deci nu au fost probleme să colmateze, tot așa. Da, tot și faptul că drumul nu are zonă de protecție și în momentul de față încercăm să extindem o pic și zona de protecție a drumului, care la un moment dat e bine să protejeze cămin de cantare la început acolo și el fiind închis nu s-a pus în mizerie. Puneți spre aprobare, cine este pentru? E frumos la ce pe urmă. E frumos, mă rog, eu mă abțin. E și pietat. Da, mă, e din punct de vedere. Că nu o să fii posibilități, că nu o să fii posibilități, o să fac posibilități. Nu sunt în post, bine, dar nu e nimic. Din punct de vedere, am zis, nu văd. Soluția tehnică. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare aferent sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Iași. Da. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubritate Iași, prin adresa înregistrată cu numărul 9498-709-2015, ne-a înaintat regulamentul serviciului de salubrizare aferent sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, în vederea lansării acestuia în dezbatere publică și aprobare. Așa. N-am să mă apuc, într-adevăr, el conține multe pagini. O să citesc puțin nota de fundamentare și după aceea o să trec la anumite secțiuni ale acestui regulament. Da? Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre. În temeiul legii 101 din 2006, activitatea de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale în scopul salubrizării localităților. Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonare, monitorizare și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce revin în sfera serviciului de salubrizare, autoritățile administrației publice locale aprobă, completează, modifică, prin hotărâre regulamentul serviciului de salubrizare.
Regulamentul Serviciului de Salubrizare stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, înființarea, monitorizarea și controlul funcționării Serviciului de Salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, precum și relațiile dintre operatori și utilizatorii acestor servicii. Aceasta va fi adoptat și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, în conformitate cu prevederile articolului 10 din legea 51/2006 privind serviciile publice. Conform regulamentului cadru din 24 martie 2015 al Serviciului de Salubrizare a Localităților, aprobat prin ordinul numărul 82 din 2015, articolul 129, Consiliul Local, Asociația de Dezvoltare Intercomunitare, elaborează și adoptă regulamentul propriu al Serviciului de Salubrizare sau vor modifica regulamentele existente în funcție de particularitățile locale, de interesele actuale și de perspectivă ale comunității respective. În conformitate cu prevederile regulamentului cadru, având în vedere modificările aduse de legea Serviciului de Salubrizare a Localităților numărul 101 din 2006, este necesară adoptarea unui nou regulament pentru activitățile componente Serviciului de Salubrizare aferente sistemului de management integrat al deșeurilor județului Iași. Acesta este prezenta anexa 1 la prezenta hotărâre. În baza acestui spune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre. Da. Acum citim puțin aici la regulament, în care dumneavoastră o să analizați și o să vedeți. Prevederile prezentului regulament, delimit în continuare regulament, se aplică serviciul de salubrizare pentru activități componente ale serviciului enumerate. Așa. În sensul prezentului regulament, serviciul de salubrizare este înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice, ale agenților economici și altor persoane juridice de pe teritoriul județului Iași. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea funcționării serviciului de salubrizare, modalitățile, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operatori și utilizatori. Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentului din sistemul public de salubrizare cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate, de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în localitățile județului Iași, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții, colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deșeuri, echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori. Colectarea și transportul deșeurilor provenind din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară, localizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materialelor deșeurilor, operarea, administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeuri similare, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, administrarea depozitelor de deșeuri și a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare. Prezentul regulament se aplică și activității de compostare individuală în gospodării a deșeurilor biodegradabile menajere. După aprobarea prezentului regulament, fiecare unitate administrativ teritorială poate elabora și aproba propriul regulament de salubrizare, care ar putea include, pe lângă prevederile prezentului regulament, prevederi specifice ale activității de salubrizare enunțate la articolul 2, mai sus, din legea 101/2006 a Serviciului de Salubrizare a Localităților, modificări și completări ulterioare, care nu fac parte din prezentul regulament. Nu fac obiectul prezentul regulament serviciile de colectare. Deci fără colectare. Transport și neutralizarea deșeurilor cu regim special. Serviciile de neutralizare a deșeurilor toxice sau periculoase, precum și următoarele servicii. Curățarea, transportul zăpezii, colectarea cadavrelor, măturatul, spălatul, dezinfecția, activități salubrizare. Principii nu mai trecem la termeni, nu ne interesează. Să mergem
accesul la serviciul de salubrizare au toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, documentația, prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare. Așa. Fiecare operator va avea și va actualiza în funcție de specificul activității de salubrizare prestate următoarele documente. Actele de proprietate, dar asta nu ne interesează cu noi ce va avea operator. Operatorul va fi selectat în conformitate cu prevederile legale. Da, îndatoririle personalului operativ, personalul de servire operativă se convine în toți salariații, așa. Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții specifice de funcționare. Secțiunea 1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și a deșeurilor similare, provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice. Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separate pe teritoriul unităților administrative teritoriale și transportate la stațiile, instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativă teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare. Deșeuri reziduale, deșeuri biodegradabile, deșeuri reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, inclusiv deșeuri de ambalaje, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici. Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască tipul, cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportată pentru fiecare categorie de deșeuri în parte, cerințele tehnice generale, măsuri de precauție necesare, informații privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate la cererea autorităților competente. Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat a deșeurilor menajere și deșeurilor similare. Din sumele încasate la bugetele locale cu titlul de taxă salubrizare, autoritățile administrației publice locale, în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata operatorilor de salubrizare, selectați în condițiile legii. Nivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din decizia de finanțare și a prevederilor legale aplicabile. Nivelul de taxare pentru populație va fi diferit pentru zonele rurale și urbane. Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deșeurilor în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritățile administrației publice locale. Utilizatorii care dețin deșeuri de ambalaje au obligația de depunere selectiv ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate, corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autoritățile administrației publice locale. Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalații de tratare de la Suțora. În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate conform legii cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau autorității administrației publice locale, respectiv Consiliul Județean Iași și ADIS, Asociația de Dezvoltare. Așa după cum urmează. Spune aici că în zonele județului Iași, colectarea deșeurilor menajere prejudicată spre realizare în 4 fracții, așa, în zonele urbane în județul Iași, în cartierele de case, în 4 fracții. Adică deșeuri reziduale, hârtie, carton, sticlă, plastic, așa, în zonele rurale. Precolectarea deșeurilor menajere se realizează pe 5 fracții. Deșeuri reziduale,
așa, deșeuri hârtii, carton, deci deșeuri reziduale se vor colecta în puntele de 120 litri, deșeuri hârtii, carton se vor colecta în puncte de colectare, în colectare de 1,1 metri cub, deșeuri de sticlă se va colecta în puncte de colectare, în colectare de 1,1 metri cub, deșeuri plastic, metalic se vor colecta în puncte de colectare, în containere tot la fel de 1,1 metri cub, deșeuri biodegradabile se vor composta în unități de compost, tare individuale asigurate prin proiect de recipiente de 280 de litri. Recipiente și containere folosite pentru colectare separată a diferitor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor, pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor ordinului Ministrului Mediului și Gospodării Apelor și Ministrului Administrației și Internelor numărul 1281 din 2005, per 1121 per 2006, privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor în diferite tipuri de materiale, scopul aplicării, colectării selective. Nu vreau să mă plictisesc, vă spun prea multe, că aici e vorba de colectare, de sensă, asta. Deci, dumneavoastră ați reținut. Deci se va face o colectare selectivă. Selectivă. Așa, și cine va fi un operator? Un operator, desemnat, prin da. Licitație sau prin de licitație. Nu, dar eu n-am înțeles. Operatorul, de cine face colectarea? Operatorul respectiv. Și operatorul se ocupă de... Se ocupă de selectare și transport sau numai din transport și atât? Deci operatorul, după cum vedeți, aici... Selectarea cine face? Cetățeanul, trebuie să pui, noi selectiv. Deci, după cât am citit noi aici, autoritatea locală trebuie să aibă anumite spații, da? Să le pună la dispoziție pentru a se aduna aceste deșeuri, da? În anumite recipiente, da? Dar, chestia foarte importantă este că, zici, asta cu identificarea categoriei, suntem obligați să îi sprijinim, dar aici este o asociație de dezvoltare, da? Ei vor încasa o taxă, dar nu înseamnă că din sumele încasate la bugetele locale. Deci noi, aici nu spun de preț aici, nu noi mai punem prețul. Noi punem preț. Noi acum avem o taxă anuală, da? Da. Care la alte comuni îi difer persoană. Ei fixează prețul lor de reciclare, cum ar veni. Un preț, are o taxă de reciclare. Preluare de depozitare. Deci nu negociăm noi cu ei, spune ei ceva din profit, că ei fac profit din gunoi. Pe lângă taxa aia care ne prinde inovă, mai este o taxă de colectare a operatorului, care preia deșeuri și le duce la, nu? Da, cam așa ceva. Din sumele încasate la bugetele locale. Deci noi să noi plătim cu titlul deci, de taxe de salvezare. Taxa locală înseamnă taxa de colectare plus taxa de reciclare, sau să zic eu, nu știu cum să zic, de transport și... Păi noi avem bani la Consiliul Local. Și ce avem aici la Consiliul Local? Numai că o să fie o taxă mai mare impusă de ei, probabil. Nu e și ești treabă, domnul consilier. Știți care e problema aici? Vă spunem. Problema mai drastică este pentru că noi o să trebuia să plătim lunar bani și din fonduri locale. Așa. Deci noi colecta la cetățeni și încasare impozitelor, cât și s-o plăte la 50%, da? 50%, ceilalți 50%, că nu au venit să plătească. Matare trebuie să știi că banii ăștia, matare ți-o lua bunoi, ți-o lua, matare trebuie să achiți. Da. Nu, dar aici spui clar, uitați-vă, nivelul taxelor se stabilește, nu că noi stabilim cum am fost noi acum. Nivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din decizia de finanțare și a prevederilor legale aplicabile. Și noi nu plătim în funcție de cum achită cetățeanul. Noi trebuie să... Asta o notă de informare, nu o să votăm noi ceva. Ce înseamnă că avem servicii de salubrizare? Avem un regulament al serviciului de salubrizare, care este aprobat de dumneavoastră. Acum ar trebui să anulăm regulamentul nostru, să fim de acord cu cel de la Iași, cu AIS-ul. E regulă. Am fi de acord cu AIS-ul, dacă de mâine
Ei ar trebui un alt operator sau ar face licitația să știm exact cine e operatorul respectiv, care sunt costurile din partea populației, cât pot cetățenii comuni să suporte din acoperirea acestui serviciu și după respective de calcule, să putem noi să avem o analiză și să putem să votăm. Și acum noi ar trebui să spunem așa, aprobăm și după aia, eu știu, peste un an, doi, trei, ei o să vină. Adică, mai exact, crește vaca, îi dăm de mâncare și peste 2 ani o să și multe. Da. Dar v-am spus, sunt de acord. Dar dacă de mâine, ADIS-ul, prin Salubris sau prin ce operator potăresc ei, vie și colectează deșeuri de pe nasa comunei noastre. Atunci este, să spunem, nu avem alternativă. Da, dar nu mă trebuie fapt. Sau să ne retragem. Serviciul la nivel de județ nu funcționează. Pentru că, de fapt mai spus, nu funcționează pentru că n-au reușit să demareze procedura de licitație privind amenajarea punctelor de preselecție și colectarea deșeurilor. Au făcut o groapă de gunoi la marginea județului și ce să facem 200 de km până acolo. Și astea sunt niște probleme care trebuie să se rezolve, cei de la Consiliul Județean. Da, o să le rezolve imediat, ulterior, noi o să discutăm. Spune că face la Vălțați, nu? De acolo duci la țora, nu? Sunt mai multe, se face la patru centri. Noi să aparținem și centrul din Rujul noastră. Dar în momentul de față, nici fundația nu este acolo. Acum, deci asta, ori renunțăm la nostru și aprobăm respectivul regulament, ori dacă nu, așteptăm să vedem ce funcționalitate are. Să dăm vară slavă, să nu fără... Trebuie analizat, am anunțit fiecare consilier în parte. Asta este un regulament și așa funcționează și acum serviciul. Este adevărat în regulamentul respectiv, este o clauză care... Nu știu cât de regulă este ca autoritatea locală să suporte efectiv costurile serviciului de salubrizare pentru cetățeni. Normal, ar fi ca cetățenii să încheie contracte individuale cu operatorul și în funcție de cantitate care o predau în funcție de greutate sau nu știu, să fie niște... Da, mai degrabă, concret, nu avem să dăm o taxă la general pentru toți locuitori. S-ar putea cineva să fie plecat de localitate, s-ar putea cineva să nu producă, să ducem de zi și eu. Au să dăm mai puțin, au să dăm mai mult. Nu o să fac niciodată chestia. Nu, putem lua un calcul, putem lua un calcul. Cum se procedează la Pașcani în zona unde sunt locuinți? Case. Adică ai contract individual cu fiecare casă. Exact ce-o menționat și domnul primar mai adineau, cel ce nu locuiește în prezentul respectiv. Operatorul e unde să fac, nu să facem noi. Dar noi dacă avem serviciul nostru, pe asta probabil. Păi asta e, avem serviciul nostru. Acum tot ce mai ne care le avem, noi le scoatem. La nivel european chestia asta, că am auzit și prin afară. Nu, astea funcție de colectare normal. Le-au scos astea care sunt acum la noi, le-au scos toate și în afară. Deci se face și categorii. Trebuie să tot la tomberoane, pentru că mai sunt cereri din partea cetățenilor. Trebuie să știe clar că aceste tomberoane, prin adresa Consiliului Județean, se spune clar că sunt proprietatea operatorului. Nu știu ce temei legal are această frază, dar am văzut că este scrisă. Dar noi suntem un studii. Probabil să știe, oamenii de față, ce să știe, nu știe. Dar noi suntem un studii, mă înțelegi? Da, dar în alte localități nu facem adresa la dar în alte localități odată. Nu știu că existe. Nu, sunt localități, sunt localități care n-au mers pe punctii de colectare, ci au mers din start cu serviciul ăsta individual. Înțelegeți? Au contract cu o firmă care deja fac prestări servicii în zonele respective. Și de asta, dumneavoastră, ați văzut că sunt, într-adevăr, dar la noi colectarea s-a făcut din 2008, când s-a dat legea să închidă propriul cu noi, s-a mers cu ideea asta pe punctii de colectare. Au fost soluții atunci, în momentul pentru că Consiliul Județean nu s-a dat nicio asemenea. Ei știu operatorul, nu știm noi. Odată ce-o trimis și alea, ei știu operatorul. Când nu știu, s-a luat acolo. La mine, deci către mine s-au mai plâns, zice primar din alte comuni, nu dau numele,
Problema e că nu se ridică gunoi la timp, că chestii din astea. Că doar treci mașina, vine, dai pe drum la factură, îți cere factura, gunoi, ce, reclamații la primărie, chestii de astea. Deci sunt, m-am interesat și eu. Și sunt, astea sunt niște probleme majore, care, până la urmă, tot în capul nostru se spart. La Mosca e cu probleme din astea. Tu... Și la Mosca sunt mai multe locale terzi în dreptul Iași. O să mi-a spus un viceprimar, spunea și acolo, văd că trec o mașină, fără să iei gunoi, nu știu ce, și la urmă e factura. Deci, sunt mai multe chestii. De asta depinde și de operator. Și operatorul operează în zonă. Era el la Moțca și oprește mașina la fiecare în casă, la șosea. Îți dai seama și la noi de șosea și se oprească să... În străinătate așa se face, nu duci, merge cu mașina 10 km ca sau 1 km, bagi gunoi în portbagaj, să duci la un punct de colectare comun. Dar și așa e șosea, de exemplu, la fiecare casă, vine la mașina, i-au văzut ea. Da, 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 v-am mai spus ceva. V-am mai spus ceva, ar trebui să fie dimineața sau seara. Noapte, așa e, noapte, noapte. Așa e, dar mai avem un pic, mai avem un pic, vreo 60 de ani. Problema este, de exemplu, de ușor îmi spune cum e în Anglia. De exemplu, dacă n-ai pus selectiv gunoiul, vine mașina, îți lasă gunoiul, pardon, îți lasă gunoiul acolo, deci nu ți-o da, nu ți-o da. Da, vine a doua oară, e, la fel ți-o lasă fel, pe urmă îți trimite iertei acasă în științare, după care amenda care vreau să vă spun că ce-o spus el ce amendă este, ca nu îți convine să nu respecti legea. Și în Italia, deci prin zile, luni, ridică, corect, deci, sticla, masă, da. Dică, eu când m-am dus prima dată, îmi fur de toate acolo. Dar trebuie să ai recipient și așa. Selectiv, așa, da, trebuie să ai recipient. Nu pot să ai recipient. Eu, frate, 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 aici, nu l-am menționat. Eu zic că regulamentul ăsta o să rămână în picioare. Da, da. Dacă nu, o să vedeți. Da, o să vedeți mai târziu. O să vedeți că o să aprobi în Adis câte comuni sunt? 90 și nu? Da. Toate comuni. Oricum, mai oricum, mai tot. 95. Oricum. Ei, mai sunt câteva care nu da. Dacă aștept dumneavoastră și în spate la gunoiul ăsta. E. Voi știți? A fost numai gunoaie. Ăsta nu e gunoaie, nu sunt gunoaie. Câți bani se fac din gunoaie de astea și tot în casea. Dar nu numai. Dar trebuie să dea gratuit, să-i dea din profit. O fi un eperist? Nu, nimic, că sunt afară. Sunt în afară, nu la noi. Dar gunoaie, bani din gunoaie se fac și în afară, domnule. Și în afară se fac bani din gunoaie. Ce mare nu avem, Isabel? Nu e o prinsă. E o problemă gestionarea deșeului. Ce mare face, domnule? Am zis atunci ce spunea doamnele la Iași, că închide la Târgu Neamț și la Roma. Le-a închis? Nu le-a închis. Nici n-are cum să le închide. O dată și odată atunci... Important e că noi încercăm să ajutăm și cății. Da. E de posibil. Posibil, da. Problema este că noi, români, în general, suntem, cred că primăm la producția de gunoi. Nu, no, lasă și în afară, nu te uite la Napoli, că nu fac față așa de care de acolo. Suntem noi, dar noi e raiul aici. Da. Eu nu cred că, vedeți dumneavoastră, în afară, care gunoi cu lapa și pune contanele sau cu căruțe. E bine că nu v-au cai. Căruțe, n-au căruțe. Au căruțe, n-au căruțe. Da, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Da. Eu mă abțin, domnule. Nici n-am înțeles, prea multe foi acolo, trebuie să trebuie să fie atât. Trebuie să strângem bani și să ne dăm poziție. Probabil să facem și niște cursuri, să ne documentăm, da. Nu, e complicat da, acolo. Numai decât ați citit, dar abitua și foi. Nu, dacă așa aș citi, eu vă spun sigur, eu aș ridica mâna că aș fi pentru, că oricum nu o să schimbe, vă spun, asta e clar. Dar deocamdată nu știu prea multe detalii, mă abțin. Dar nu știu care e operator. De ce? Da. Și nu-i vorba de operator. Nu știu cine e operator. Eu cred că ar trebui și operatorul să vină în zonă. Cine alege operatorul? Cine alege operatorul? Cine? Nu noi. Administrația locală nu. Ar trebui felicitat. Și atunci suntem membri ADIS. Trebuie să știm, nici nu mai interesează cine e operatorul. E clar, sunt reguli impuse. Dacă ne făceau o ofertă că aveam serviciul nostru și ne punea și nouă, ne dădea acolo, băi, îl duceți gratuit, că aveți mașina voastră, tomberoanele voastre, hai să facem o reducere, ceva. Da, da, așa. Vreau să știți, nu știu ce am avut în potrivă. Dumneavoastră,
Deci, o parte din noastră, cred că știți. Vă aduceți aminte că în coapă s-a vorbit un director aici tot. Da, vă rog să dea. Aici, o stat un director aici. Și mi-a zis că în coapă e la stradice. O să nu, ori la etajul 11. Nu, o zis că politica firmei nu se practică două tarife. Da, știți, dați-i. Un nou obicei. Dați așa un pic, n-a terminat. Păi de asta, e același piesă. Cine, cine este pentru, cine se abține? Cine se abține, da, acum vorbesc cu cine este pentru. Eu sunt împotrivă. Are de aia. Stați așa un pic, deci împotrivă. O să vină iar doamnele alea la noi? Doamna, o să vin să ne explice, da, să ieșim. Și să te abțină? Toată lumea. Și domnul Rotaru? Am înțeles. Doamne împotrivă. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința următoare. Cine? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință la Consiliul Local de Brăsovești pentru ședința următoare. Primarul Comunului Brăsovești de Briaș, având în vedere prevederea articolului 9 din regulamentul PADU, se ia de organizare și funcționare al consiliilor locale, o hotărăște. Se aprobă ca președinte ședința Consiliului Local de Brăsovești pentru ședința următoare, domnul consilier Neofet Florin. Articolul 2. Secretarul Comunei Brăsovești va comunica un exemplar din prezenta, instrucție prefectului Județul Iași pentru control și egalitate și doar cea potenția locuitorilor Comunei Brăsovești pentru prezenta hotărârii prin așare. Cine este pentru? Avem o informare privind comunicarea primită de Tribunalul Iași pentru dosarul numărul 3183 din 2015, obiect litigiu privind achizițiile publice, respectiv sentința numărul 1048, pronunțată de Tribunalul Iași în ședința publică din 7 septembrie 2015, cu privire la plata garanției de bună execuție, un procent de 30% din garanția construită în baza contractului 4474 din 2007-2009. Okay. Pentru alte, da. Da. Deci, Tribunalul Iași, secția 2, civilul contencios administrativ și fiscal, prin comunicarea registrată cu 98-30-18-09-2015, îl comunică în dosarul numărul 3183-99 din 2015, îi comunică hotărârea civilă, numărul 1048-2015, din data de 7 septembrie 2015. Da. O să precizez doar câteva aspecte. Așa, asupra cauzei de contencios administrativ de față, prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași sub numărul 3183-99-2005, declamanta S.C.A. Vâlsărilea, chemată în plecat pe părinții Comuna Miroslovești, reprezentată prin primar și Consiliul Local al Comunii Miroslovești, solicitând instanțe, că prin hotărârea pe care o va prenunța se dispună obligarea părinților la restituirea garanției de bună execuție în procent de 30% din suma totală de 38046 lei, constituit în baza contractului numărul 4474 din 22-07-2009. În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că, fiind declarată câștigătoare a licitației, a încheiat la data de 22-07-2009 cu părâta contractul numărul 4474, prin care, în calitate de executant, s-au obligat să execute, să finalizeze și să întrețină o lucrare de extindere rețea alimentare cu apă, construire stații pompare, brașamente electrice la stațiile de pompare din Comuna Miroslovești-Tețuiași. Părâtul, Consiliul Local Miroslovești, în calitate de achizitor, se obligă să plătească reclamării suma de 1.509.169,19 lei, conform unui grafic de plăți. Datorită culpei exclusive a părâtului, contractul a încetat în stat de efectuare parțiale a lucrărilor, fiind emise pentru lucrările executate două factori, 314 din 30.09.2009, în sumă de
473.898,76 lei și numărul 652.030,09 în sumă de 464.977,50 lei, dintre care doar prima a fost achitată, cea de-a doua fiind refuzată nejustificată la plată, aspect confirmat prin sentința pronunțată în dosarul 1896-99-2011 a tribunalului ulterior, prin sentința din dosarul 11.554-2012, autoritățile au fost obligate să restituie 70% din garanția de bună execuție, urmând ca diferența de 30% să fie restituită în 24 de luni de la data de 26.10.2010. Reclamata s-a ținut că la data de 28.11.2011 a achitat garanția de execuție de 38.037,99 lei. Conform articolului 14 al 3 din contract, achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita prejudiciului creat. Însă, numai dacă executantul nu își execută cu întârzieri sau necorespunzător obligațiile asumate prin contract. Cum reclamantul a făcut dovadă bunei sale credințe și a diligenței depuse în executarea obligațiilor sale, având în vedere definiția expresiei recepția lucrărilor de construcție și instalația definiția expresiei recepție la terminarea lucrărilor, coroborat cu refuzul comisiei de a submit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și refuzul curâtului de a semna actul constatator, minută întocmită, este îndreptățită la restituirea garanției de bună execută în procent de 30%. În drept, au fost invocate dispozițiile articolului 969-970 din Codul Civil. Acțiunea a fost legal timbrată. În urmărirea acțiunii, reclamanta, prin avocat, a solicitat și i s-a încuvințat de către instanță administrarea în cauza probii cu scrisul apreciință că este concludentă și utilă cauzei. Reclamanta a înaintat la dosar în copie scrisurile de care a înțeles să se folosească în dovedirea pretențiilor sale. Curitile Comuna Mirosăvești și Consiliul Local al Comunei Mirosăvești au formulat întâmpinare, analizând actele și lucrările dosarului asupra fondului cauzei, instanța le ține următoare. Pe fundul acțiunii, instanța constată că este întemeiată urmând a o admite. Astfel, creanța reclamantei SCA ADEM SRL față de părinți, în cuantum de 464.977,50 lei, în baza contractului de execuție numărul 44474 din 22.07.2009, a fost stabilită în mod irevocabil prin sentința comercial numărul 2822 pe 28.11.2011 a Tribunalului Iași, în dosar numărul 1896-99-2011. Aceeași sentință a statuat cu putere de lucru judecat că factura numărul 652 din 30.09.2010 a fost emisă în mod corect de către reclamantă, scadenta ei fiind 01.10.2010. În ceea ce privește solicitarea reclamantei de a obliga părintele la restituirea garanției de bună execuție de 30% rămasă, constată instanța că, de asemenea, sentința comercială 2822 din 28.11.2011 a Tribunalului Iași a statuat cu putere de lucru judecat asupra refuzului părinților de a semna situația de lucrări, asupra împrejurării că procesele verbale întocmite confirmă respectarea întocmai a proiectului tehnic de execuție, că expertul a considerat întrunit de condițiile de bună execuție. În această situație dată, fiind minuta întocmită de la data de 26.10.2010, dată fiind lipsa vreunei notificări ulterioare din executare corespunzătoare a vreunei lucrări, instanța reține că, potrivit articolului 14 din contractul de execuție, reclamanta este îndreptățită la restituirea 30% în termen de 24 de luni, de la data de 26.10.2010, data minutei menționate. A statuat astfel, în sensul refuzului restituirii pentru lipsa formală a procesului verbal de recepție finală al lucrării, în condițiile unui refuz nejustificat al părinților de a semna un astfel de act, nu este în spiritul dispozițiilor atât contractuale cât și ale ordinului numărul 1564-2010, cum după trecerea 24 de luni, respectiv până la data de 26.10.2012, părintele nu au făcut dovadă că au achitat sumele de bani rezultate din act din articolul 14.4 al contractului numărul 4474 din 22.07.2009. Tribunalul apreciază că se impune a fi admis acțiunea și obligă părinții la plata către reclamanta sumei de 11.413,80 lei cu titlul de garanție de bună execuție de 30% garanție constituită în baza contractului
44-74-22-07-2009. Față de soluția adoptată, va obliga părăția plata cheltuielilor judecate reprezentând taxa de timp. Așa. Mă scăpăm toată viața de asta? Da, tot se ține, da. Pentru aceste motive, numele legii hotărăște. Admite acțiunea formulată de SCA Adens cu sediul în Pașcani, el Copernicianul numărul, nu ne mai interesează, în contradictorul cu părinții comunali, că să vezi Consiliul Local, așa, obligă părinții la plata către reclamanta sumei de 11.413,80 lei, cu titlul de garanție de bună execuție de 30% garanție constituită în baza contractului numărul, obligă reclamanta către părâtă la plata sumei de 114 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, cu apel în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la tribunalul Iași. Au trecut 5 zile? Deci eu acum, nu. Deci acum asta este întrebarea către mine. Să facem apel sau nu facem apel? Nu. Nu faci. Nu. Cât tot. Deci de moment ce s-a dat câștig de cauză la celelalte procese, e clar. El se liberează asta o luni din acolo, îi trebuie bani omul ăla. Dar această garanție se dă după ce se semnează procesul de recepție finală, după ce se dă cartea construcției datală. Având în vedere situația care a fost și toate astea, ce ați refuzat, primăria a refuzat să preia... Nu că a refuzat, având în vedere situația de lucrări. A fost de tot, dar tribunalul și instanța tot pe noi găsește dumneavoastră, indiferent. Dar, pentru că domnule, noi... Dar recepția... Ăsta a vrut, dar nu este semnată. A fost făcută. Au fost semnate din membri de comisii. Cum te-au câștigat în instanță? Nu expertul, domnule, expertul. Păi expertul se depărează. Nu și instanță, că de dreptate expertul. Dar încă o problemă. La orice investiție, dacă nu predai cartea Constituției, cum să-i faci tot? De exemplu, tot tribunalul Iași, prin sentința civilă numărul 27-38-2011, în dosar 86-41-99-2011, ce spune? Spune de următor, sau o perere. Respinge excepție de prematurității și lipsei calități procesuale active a Consiliului Local Mirosnovești, admite în parte acțiunea formulată de către reclamant Consiliul Local Comunii Mirosnovești și în contradictor cu părerea SCA de SRL, cu sediu procesual ales la CCPA Nechita și asociații în Iași, așa, obligă părerea să predea reclamantului cartea tehnică a construcției pentru investiția realizată în baza contractului numărul 44-74-2007-2009, până la data introducerii cererii de chemare în judecat. Respingerea cererii că m-a avut ca obiect obligarea părintei la plata despăgubirilor de 157.936,29 lei și la încheierea procesului verbal de recepție finală a prerii între care suntem contractul de 44-74-2009. Deci el, până la ora actuală, nu și-a până dat cartea de ei. Eu n-am crezut că se poate câștiga în instanță așa. Deci, nu știți de ce vă spun? Pentru că nu s-a făcut, cum să zic, nu s-a făcut ca la cap, poate trebuie. Deci, tot parcursul ăsta, judecată, nu știu, nu s-a făcut ca la cap. Deci, ce, băi, hai să vedem, dacă întrerupi lucrările, ce se întâmplă? Eu aici zic, nu știu, părerea mea. Nu, dar poate trebuia privit, trebuia să fim mai... Trebuia privit lucrurile altfel. Hai să vedem. Deci nu-i facem, băi, gata, sunt... Chiar dacă este un pion principal, el acolo. Rupem tot și nu știu, nu. Hai să vedem ce să... Trebuia, la litera legii trebuia. La litera legii trebuia lucrat. Aici, în motivație, s-a spus foarte clar. Instanța a luat de bun acea sentință din 2011, în care se obligă Comuna Mirosnovești să achite contravaloarea celei de-a doua facturi, care n-a fost recunoscută de noi. Ce înseamnă? Dacă ne uităm pe motivația sentinței din 2011, acolo se spune în următor. Având în vedere că acea situație de lucrări a fost semnată de către un diriginte de șantier, așa, s-a
spunem, presupus de către instanță sau de către expertul din desemnat de instanță că este reprezentantul beneficiarului și trebuie să fie plătită factura respectivă. Problema a fost că noi am venit și am spus, am depus acte că de fapt în dreptul dirigintelui pe șantier respectiv era o altă semnătură și o altă paraf, o altă ștampilă de dirigente. Totuși, instanța a obligat să plătească factura respectivă. Deci a fost făcută cu altă semnătură. Dar problema actelor nu au fost ca la carte. Dar instanța n-a ținut cont de punctul nostru de vedere. Probabil că era tot un expert, probabil, fost semnătura aia și fost expert la da. Dar era altă parată, fost... pentru că dirigintele care a fost, era și mort, nu? Era mort. Era mort, da. Și era altă parată, altă semnătură. Dar fiind prins ca diriginte în proiect, nu putea să schimbi prin parcursul de evaluare proiectului, să schimbi de acum ca și de alt diriginte. Nu putea să schimbi dacă diriginte. Au fost diriginți care au fost... Numai dacă delega societatea pe cineva. Da, și faptul că s-a pronunțat prezidenții în 2011, toate au vrut să-l lasă. Mai întâi a trebuit plătită contravalarea facturii și știți foarte bine că lucrul ăsta s-a întâmplat în perioada următoare, până în 2014 și după 2014 a fost o altă sentință în care s-au obligat la plată din penalități cu despărtubiri. Acum s-a făcut pentru restituire garanției de bună execuție. Este o problemă aici, atâta timp cât investiția nu-i terminată. Da, asta vreau să spun eu, știți foarte bine că nu-i terminat. Pot să zic așa, din ce cauză nu-i terminată? Cine a fost? Care a fost problema? Cine a fost? Știți că o iarnă întreagă... A pus piedică terminării. Știți că o iarnă întreagă... Așa cum se o iarnă întreagă ăsta de un tractor acolo pe sub... la deal, sub gen acolo, la Soși. Mă merge, nu mă furat tot de acolo. Nu l-a cat absolut deloc. Păi problema nu s-a respectat proiectul și comisiile astea cum s-a făcut situația de lucrări, nu corespundea la lucrările de executare. Asta a fost motivația. Ei nu se bagă în termeni tehnici. Nu se bagă în termeni tehnici, vă spun. Deci, îi interesează, domnule, cine e vinovat, cine e. Deci, tu ai fost ăla care n-ai vrut să continui proiect sau nu știu ce. Și atunci, ce vrei? Vrei aia? Nu, plătește. Deci bunăvoința ar fi fost din partea între ghilmele, ar fi fost din partea executantului. Așa poți să interpretezi instanța. Așa responsabilitatea e mult mai mare pentru fondurile, nu sunt fonduri locale, sunt fonduri... Da, dar noi vă spun, așa interpretează și nu o să scăpăm de așa 30% din care trebuie să plătim. Oricum, o informare tot trebuie făcut. Da, da. Deci, ca să nu mai cheltuim alți bani. Nu, ați observat că în afară de Comunitatea Rostovești și Consiliul Local a fost parte în procesul ăsta, domnul secretar, prezentat din partea. Da, și ce spuneți dacă să facem apel sau nu? O informare, eu cred că trebuie făcut. O întâmpinare. Atunci înseamnă că facem apel. Facem apel. Facem apel. Nu, așa ne lăsăm să dea vinovață, nu? Da, dar să recunoști, dar nici ca să ne vinovată. Da, bineînțeles. Să recunoști? Dacă n-am avea, să recunoști. Din moment ce ai plătit către respectiv, ți-ai recunoscut vina asta. Și celălalt. Nu așa poți să vă dau un exemplu. Deci am plătit când ai pus instanța. În momentul când ai o restanță către ceva sau ai un termin către cineva. Un avocat bun găsească un și la facturile alea care... Vă spun eu, am și un caz acum cu unul care nu tras niște țapii la o firmă. Acum e prea tardiv ca să vorbim. Doamne, de ce da. Avocatul respectiv nu ține cu... Și am procesul din infractor. Deci el, fără contract, pe factură, fără tot el lucru. Deja ea firma m-a pierdut. În realitate, acești 3% sunt banii secealeți care sunt constituiți pentru garanția efectuării pentru proiectul respectiv. Deci au deschis un cont, au depus suma. Bun, dar garanția a fost peste milioane de lucrare. Bun, exact, dar nu așa dăm și noi astea trebuie. E un programare de oameni. Acum ce să mă gândesc să nu ceară la ăștia 30% să ceară penalități? Dar n-are cum. Spune că acolo, în termen 24 din România, din momentul în care este dată sentința și noi dăzim restituire. Deci, sentința de mine e executor. Haideți să o terminăm, poate o terminăm la urmă. Mai rău? S
Cum, asta este, e o pată neagră, dar... Te-ai întâlnit cu ele, așa mai de-aia? Bă, dar nu ai ce să-i faci. Unde să mă întâlnesc? Dar nu ai de drumul alb. Azi sunt luni de drumul. Da? A, înseamnă că ești în bani. Ești în fond. Ai nevoie de bani, bani. Așa e, ai dus la bani, da? Nu, dar asta este. Mai avem o informare. Nu, deci cu... Cum rămâne cu asta? Cu adem. Ce zic că n-are niciun lucru. Faci. Eu zic faci. Facem un mapeat, nu? Nu știu, dar... Nu știu că e dreptate. Cheltuie niște bani. Dar ce bani cheltuie? Cum? Faci întâmpinare? Faci întâmpinare, doamne. Întâmpinare pentru a preda carte. Tehnică să respecte... Păi avocat are, cum? Nu cheltuie niciun bani. Nu cheltuie niciun bani. Nu mă o secretar. Dacă faci întâmpinare, cheltuie niște bani. Sunt, dar nu sunt ca niște subiți cum știu așa, dar noi avem... Da, dar poate să-i cheltuie de... Da, poate să-i percepem noi. Poate să-i percepem noi. Și noi îi percepem cheltuie. S-ar putea să perceapă ei, dacă mai întine pe 2-3 ani, s-ar putea să ajungem la încă la 500 de milioane. Cheltuie de judecată și nu știu ce. Nu știu. Și atunci... Oricum, clar, banii ăștia trebuie să-i dăm. Banii lor. În primul rând, cum a spus, sunt banii lui. Trebuie să-i dai. La o adică noi am dat banii la el. Îi dăm acum înapoi, cu știți, ia-ți înapoi. L-a executat, l-a executat. Să spui că înzalmăți. Noi am folosit din banii lui până acum. Dar problema a fost că nu am folosit. Problema e că nu le pe fac. Da, dar uitați ce spune. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției bunei execuții. În limita prejudiciului creat. Însă numai dacă executatul nu și execută, execută cu întârziere sau necurespunzător obligațiile asumate. Păi nu-i corect. Deci nu știu. Deci asta este doar problema. Că noi, asupra banilor ăștia, bun, vă uite pe judecătoria. Deci ori o aplici și ori faci contestație. Păi dacă nu-i definitiv. Deci poate fi contestat. Păi, facem. Facem, da? Contestat. Faci ce-o fi mai așa și faci. Și, vorba, a, deci atunci ne recunoaștem. Mai merge mult. Dacă ne recunoaștem? Vine. Dar deja ne-am recunoscut, mi-am dat, i-am plătit debitele. Nu, 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 te-au obligați. Încă o problemă. Nu contează. Deci dacă o recunosc, noi n-am recunosc, dar dacă a recunoscut instanța, suntem pe aceeași limită. Dom'le, instanța este responsabilă pentru orice sentință pronunțată. Noi nu suntem în măsură să contestăm. Asta e. Ce să fac? Încercăm. Da, încercăm. Mai avem o informare. Informare privind acțiunea înaintată de Unitatea Administrativ Teritorială a Ciobărâni la Tribunalul Iași, dosar numărul 5.830 din 2015, cu obiect obligația de a face stabilire limite teritoriale. Deci aici care e problema? Hai să o să citesc un pic acțiunea. Deci este vorba despre o pășune care este teritoriul administrativ al nostru. Dar ce chestiune? Aia dintre păduri? Da, deci e teritoriul nostru. Și eu consider că spun cu prinsul protocolul lor și că nu știu ce. Deci este o aberație. Noi spunem că e noastră. Da, da. Este o aberație. A doua problemă a fost. Da. Așa. În dosarul numărul 5830/99/2015, da, de la Tribunalul Iași, deci primăria Ciobărâni a înaintat o acțiune, făcând urmează. Domnule președinte, subscrisa Unitatea Administrativ Teritorială Ciobărâni, având sediu așa, în conformitate cu dispozițiile legii 504 și a legii 7/1996 și ale ordinului 534/2001 al Ministrului Administrației Publice și ale articolului 194 și următoare din Codul Procedurii Civile, prin prezenta formulăm următoare. Cere de chemare în judecată a Unității Administrative Teritoriale Miroslovești, cu sediu reședința în sat Miroslovești, în Mărbușor Cretia, și reprezentată prin primar, domnul gospodar Ionuț, pentru că în baza probelor ce urmează a fi administrat se dispune stabilirea limitelor administrative teritoriale dintre UAT Ciorăci și UAT Miroslovești. Obligarea peritei UAT Miroslovești la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.
Motivele cereri de chemare în plecat. În fapt, UAT Ciocorel a fost înființată prin legea numărul 545 din 2004, în urma reorganizării Comunii Minosoveni. La aliniatul 4 al articolului 4 din legea 545 din 2004 se prevede că operațiunile de predare-primire se fac în bază de protocol încheiat între primarul Comunii Minosovești și delegatul desemnat prin ordin al prefectului cu atribuții de primar al Comunii Ciocărești. Față de textul de lege menționat mai sus, prefectul județului Iași emite la data de 04.01.2005 ordinul numărul 1, prin care desemnează persoanele ce vor asigura rezolvarea problemelor curente ale Comunii Ciocărești. Având în vedere că UAT Ciocărești a fost înființată prin reorganizarea UAT Minosovești, precum și dispozițiile legii numărul 213/1993 privind proprietatea publică, aș de o hotărârea Guvernului 548/1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuit domeniul public al comunii, hotărârea Guvernului 1354/2001 anexa 49 privind inventarul bunurilor ce alcătuit domeniul public al UAT Minosovești la data de 04.08.2005, se încheie protocolul, deci la 04.08.2005, se încheie protocolul de predare primirea patrimoniului Comunii Ciocărești, protocol încheiat de Consiliul Local al Comunii Minosovești în calitate de predător și Consiliul Local al Comunii Ciocărești în calitate de primitor. În protocolul încheiat se menționează foarte clar că patrimoniul predat se constituie prin diminuarea patrimoniului existent al Comunii Minosovești, drept care reprezentanții legale ai ambelor unități administrative înțeleg să predea, respectiv să primească următoarele bunuri. Poziția 17, pășune comunală, suprafață de 8 hectare, în valoare de 16.000 lei, situată în T88, pășune 757 și pășunii 755. Cât e tare? 8 hectare? 8 hectare. În urma predării bunurilor de la UAT Mirosovești de UAT Ciocărești, la data de 27.02.2007, în Monitor Oficial al României numărul 142 bis, se publică anexa numărul 70 la hotărârea Guvernului 48.2007, ce modifică hotărârea Guvernului 1354/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Iași, anexă 70, ce cuprinde inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunii Ciocărești. De asemenea, la poziția 17, anexa 70/2007, este prevăzută pășunea comunală în suprafață de 8 hectare, în valoare de 16.000 lei, situate în T88 parcela pășunii 757, pășunii 757. Față de cele menționate și având în vedere necesitatea de limitări cadastrale a perimetrilor celor două unități administrative teritoriale, Ciocărești și Mirosovești, prin ordinul numărul 767 din 21.09.2005 al prefectului județului Iași, se constituie Comisia de Delimitare Cadastrală a perimetrului UAT Ciocărești și UAT Mirosovești. La data de 13.06.2007, Comisia de Delimitare Cadastrală a perimetrului UAT Ciocărești și UAT Mirosovești se întrunește și încheie procesul verbal înregistrat sub numărul 1149/2007 Comuna Ciocărești și numărul 2131/2007 Comuna Mirosovești, prin care se menționează că părțile au căzut de acord ca schița generală, că schița generală reflectă punctul de vedere al celor două unități administrative teritoriale. Prin ordinul prefectului județului Iași, numărul 695 din 19.08.2010, se constituie o comisie de identificare și recunoaștere a limitelor. Deci în 2010, da? Recunoașterea limitelor unităților administrative teritoriale la nivel de județ Iași. Această comisie, la data de 21.09.2010, încheie procesul verbal 179, prin care s-a luat în discuție o propunere a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, privind identificarea și recunoașterea OTAR-ului dintre UAT Ciocărești și UAT Mirosovești. Acest proces verbal a fost semnat de membrii comisiei și de reprezentanții UAT Ciocărești și UAT Mirosovești, însă cu următoarele precizări. Reprezentanții UAT Mirosovești au contestat limita de OTAR propusă de OCPI și au propus o altă variantă în care pășunea comunală, în suprafață de 8 hectare, în valoare de 16.000 lei, situată între 88 pășunii 757, pășunii 755, să fie în interiorul perimetrului UAT Mirosovești. Reprezentanții UAT Ciocărești
au fost de acord cu limita de otar propusă de UCPI Iași, în care pășunea comunală în suprafață de 8 hectare, în valoare de 16.000 lei, situată între 88, PSR 757, PSR 755, era trecută corect în perimetrul acestei unități administrative teritoriale, conform protocolului de predare primire numărul 908 din 2005. Având în vedere că reprezentanții UATM Rosolești nu erau de acord cu delimitarea cadastrală propusă de UCPI Iași, prefectul județului Iași, în ordinul numărul 989 din 2010, constituie o comisie de mediere a divergențelor apărute în cadrul procesului de delimitare cadastrală al UATM la nivelul județului Iași. La data de 2.12.2010, se încheie un proces verbal înregistrat sub numărul 79M de către Comisia de Mediere. Reprezentanții UATC Oren s-au prezentat la mediere și au semnat procesul verbal numărul 79M, iar reprezentanții UATC Miroslovești nu s-au prezentat în fața Comisiei de Mediere. Reprezentanții UATC Oren au arătat că sunt de acord cu limitele cadastrale conform procesul verbal de delimitare, având în vedere adresa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, numărul 434-251/2010. Comisia de Mediere propune ca limita de delimitare dintre cele două unități administrative teritoriale să fie limita procesului verbal de delimitare modificată pe detalii liniare stabilite în timp, conform adresei Agenției Naționale de Cadastru Publicitate Imobiliară, numărul 434-251/2010. Această limită este reprezentată grafic în anexa la procesul verbal numărul 79M. În mod concret, neînțelegerile în delimitarea cadastrală și stabilirea limitei de otare între cele două unități administrative privește terenul pășunii comunală în suprafața de 8 hectare în valoare de 16.000 lei situat în T88, PS757 și PS755, predat de UAT Miroslovești către UAT CEORM cu ocazia înființării acestei, dar pe care reprezentanții UAT Miroslovești în prezent nu o mai recunosc și doresc această suprafață în interiorul unității teritoriale Miroslovești, încălcând toate legile, protocoale și înțelegerile anterioare. În urma încheierii procesului verbal de mediere, reprezentanții UAT CEORM au fost convinși că propunerea oficiului de cadastru publicitate imobiliară Iași a rămas în vigoare, iar terenul pășunii comunală în suprafață de 8 hectare în valoare de 16.000 lei, situat în T88 PS757-PS755, a fost prins în interiorul unității administrative teritoriale Ciobărâni, așa cum rezultă și din protocolul de predare primirii numărului 3113/2005. Cu ocazia inventarierii terenurilor din patrimoniul comunei Ciobărâni, Comisia de Inventariere constată că terenul pășun comunal în suprafață de 8 hectare în valoare de 16.000 situate de 88 pășune 757 și pășune 755 nu se află pe administrativul comunei Ciobărâni, drept pentru care s-a adresat la Oficiul de Cadastru Comunitate Imobiliare Iași cu solicitarea de a modifica limitele UAT Ciobărâni și a identificat corect în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară limitele UAT Ciobărâni conform protocolului de predare primirii numărul 3113/2005. Reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, prin adresa numărul 520/2015, menționează că până la soluționarea litigiilor dintre cele două UAT-uri, vor folosi limitele unităților administrative teritoriale utilizate de oficiile de cadastru în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale. Față de cele precizate și având în vedere că suntem în imposibilitatea stabilirii limitelor unității administrative teritoriale pe care am apelat cu reprezentanții UAT Miroslovești, am fost nevoit să formulăm prezenta cererii de chemare în judecată pe care o apreciem întemeiată și legală. Și vă rugăm ca baza aprobatorului, ce urmează pe administrat, să o admiteți așa cum a fost formulată și să dispuneți stabilirea limitelor administrative teritoriale dintre UAT Ciobărâni și UAT Miroslovești, conform protocolului de predare primire numărul 908 din 2005. În dovedirea celor precizate, vă rugăm să ne încuviințați proba cu scrisul și proba cu expertiză topo-cadastrală pentru identificarea corectă a limitelor administrative teritoriale dintre UAT Ciobărâni și UAT Miroslovești, conform protocolului de predare primire numărul 908 din 2005. Depunem prezenta cu duplicate de comunicare. Lăsăm în scrisul pe care facem vorbire în cererea de chemare în judecată.
Da. Deci parcela asta a fost stabilită prin hotărâre de guvern, când s-a înființat cu alte celorlalte, nu? Adică a fost prinsă în anexa de înființare a comunei Ciobărâni. Protocolul. Dar a fost prins. Dar acest parcela. Protocol, dar nu o problemă. Cine te oprești prima dată ca să nu treci în protocol ce vrei? Nu, deci în hotărârea de guvern, așa am citit. Păi tocmai asta este problema, protocolul ăla. De înființare a comunei Ciobărâni are o anexă în care se prevede probabil patrimoniu. Și toate, și dacă este prins acolo suprafața, asta nu are ce face. Da, deci... E legea organică, nu știu, abrogată, hotărârea de guvern sau altceva, sau da, articolul din... Dar n-are cum, o suprafață de teren să fie la mijlocul, să zicem, pichetitorial, dar nu-i la hota acea pășură. Cum să fie pichetitorial asociativ acum în Ciobre? Dar ca cum aș avea, cum are Pașcană, cum are pe Valea Seacă. Bine, da, exact asta e și esența. Da, asta e esența. Deci sunt lucruri care ar trebui separate la acțiunea respectivă. Da. După cum ați observat, ei solicită ca instanța să se pronunțe privind delimitarea dintre Ciobărâni și Rostoveni. Ceea ce mi se pare corect la punctul respectiv. În schimb, noi am mai discutat cum a fost cu delimitarea respectivă. În 2005 s-a înființat Comuna Ciobărâni. Este regulă, da? Ulterior, s-a emis un ordin de prefect prin care s-a stabilit o comisie privind delimitarea. În 2007 s-a semnat un proces verbal cu delimitare. Știți, l-am discutat, în care în acel proces verbal bună, s-a semnat și de către Miroslav și de către Ciobărâni. În schimb, ei acum merg pe altă direcție. Pe ideea că dețin un teren în inventarul comun. Undeva pe administrativul Mirostovești. Și pentru aceasta solicită instanții să modifice limita administrativ-teritorială ca acea suprafață de pășune să fie inclusă în limita unității administrativ-teritoriale Ciobărâni. Deci, adică acum ați spus respect. Consilier, dacă Pașcaniu are la Valea Seacă un teren, ar face o acțiune în instanță să spună că de luna viitoare limita dintre Pașcan și Valea Seacă se modifică cam acel suprafață. Deci terenul ăla e o enclavă, cumva, în... Dar sunt, deci sunt noțiuni care trebuie tratate diferit. Una este noțiunea de delimitare administrativ-teritorială dintre două unități administrative și altceva este natura juridică a terenului. Dacă este proprietate publică, proprietate privată a locuitorilor din comun, asta este altceva. Poate o unitate administrativă să aibă proprietăți sau terenuri pe astea nu contestă nimeni. Că posibil și Consiliul Județean să dețină la un moment dat o suprafață la jos povești. Da. E regulă. Dar nu e limită. Nu înseamnă că se schimbă limită. Da. Ce mai trebuie... Nu, dar dacă se învecinează... Înțeles aici. Deci protocolul de delimitare este unul. Procesul verbal de predare a bunurilor a inventarului. A detentat în domeniul public, este altceva. Sunt lucruri care trebuie discutate. Acum, modalitatea cum s-au semnat respectivele procese verbale, protocole, asta este alt aspect, care trebuie tot la fel în timp lămurit. Ce să mai spun? Dacă dumneavoastră, eu v-am mai explicat cum stă cu acel protocol în care au fost incluse multe suprafețe de teren ale locuitorilor din Verșeni și Mitești la Ciobărâni, fără nicio temere, atâta timp cât grădina, adică grădina este la Mirostovești cu casa, iar în spate, terenul orabil, apare la Ciobărâni. Nu prea e corect. Așa a fost semnat, nu prea cred că mai avem acum posibilități de a modifica. Și acel protocol a stat și la baza limitelor actuale, care sunt în baza de date la UCP. Bun, procesul era verbal în 2005. E prevăzut acolo, protocolul e prevăzut, sunt prevăzut și ele 8 hectare, că aparțin comunii și vorbim. Îi dăm noi și nu ne-am dat. Acela e cuprins la noi. Și atunci? Și ei lot, care este acolo? Ascultați-vă. Deci acel protocol, a fost în tocmai de ei, da? Pentru limite, Așa, dar el este cuprins la noi, în domeniul public și nu de acum. Păi și atunci cine a fost? Și a doua problemă. Apare și inventarul Ciobărânilor. Apare și la ei.
Problema. Deci, dacă s-o semna protocolul ăla, nu era corect să radial. Da, nu. Dar cum a preluat inventarul? Deci a spus că... Cum s-a preluat? Tocmai asta este problema, că acel protocol trebuia însușit. Da, Consiliul din Consiliul Local, prin promptări din Consiliul Local. Când, și am spus că teritoriul administrativ a Comunii Ciobărăi a fost prin diminuarea patrimoniului comunului. Trebuia însușit și printr-o hotărâre cu consiliul local și să nu țin cu prin. De când așa? Dar ei au preluat probabil nota nu din hotărârea de guvern. Domnul meu, nu te supăra. Nu luai. Eu zic. De la coadă la lăsa. Întâi a fost încheiat acel proces verbal de predare-primirii. Care trebuia însușit prin hotărârea consiliului local. Și după aceea o hotărâre de guvern și îmi spui batalie. Și acum ce faceți? E o hotărâre de guvern. Poftă. Poate fi atacat? Păi, nu am înțeles. Nu știu. Nu se poate, nu. Păi, dar să te dic, dar așa nu este o hotărâre de guvern. Este alt aspect. Ei au cerut, de fapt, delimitare, dar în realitate, în motivație, se cere modificarea limitei administrative teritoriale. Lucrul acesta nu se poate întâmpla decât cu referendum și cu legea aprobată de Parlament. Deci nu pot comunitățile administrative să-și modifice limita în fiecare primăvară sau în fiecare an, cum doresc ei. Trebuie să fie respectat și cadrul legal. Deci nu pot să-și modificat. Și atunci? Probabil o să continui demersul cu referendumul. Auzi, răstiți să-i comunici. Nu se mai consumi prea mult. Auzi, dar suprafața. Și va fi o comună mai mare, domnule. Dar și o perspectivă sunt în sus. Dar suprafața respectivă nu este următoare. Nu se știe când. Deci cine se învecinează? Nu! Dar e vorba de aia de zipătură. Și pădure. Adică, la pădure, la pădure. Proprietatea e privată. Da, dar nu e un tarul. Deci nu ar trebui să le cerem să meargă, deci în acea de schimbare a liniei la rotar. Nu. Da, și dacă s-ar schimba linia la rotar, ce mai e să se suprafețe? Da, dar trebuie să se ce suprafețe? Stați-o pe ca să mă arăt. Dar nu știu dacă se după aia e pădure acolo, dorim. Pădure, de asta zic. Pădure. Nu-i coace. Ați făcut, dacă ați fost atent, la un moment dat se face referire la un proces verbal din 2010, 79. Când s-a făcut. Așa, de fapt este altceva. În 2010, la nivel național, a fost declanșată o procedură de identificare a limitelor administrative teritoriale ale comunelor. Problema a fost atunci, în 2010, că de fapt, la oficiul de catastru, era o persoană din Ciobărâni. Să spunem așa, nu știu cât de regulă a fost acel proces verbal, dar în fine. Ia uitați, da. Deci asta e limita de votare. Aici este pășunea. Oh, ei, ce se urmărește de aici? Se mute limita de votare. Care, cei cu albul e pășunea? Domnule, aici e pășunea, da? Și aici e votarul. Deci aici e teritoriul administrativ al Comunii Miroslovești. Și ei vor să schimbe de aici votarul, să-l ducă în coace. Păi dăm ce distanță? Că se ia de aici. Se ia pășunea respectivă, că e în domeniul păi. Bun, și până la pășunea. Mai sunt și atunci suprafețe, da? Păi da, aici. Suprafața aia aparține persoanelor fizice sau... Da, și persoane. Dar categoric persoane. E teren arabic, ce este acolo? Păi, e pădure. Da, sunt, dar știți care este coincidența care? Că mai sunt și proprietăți din tabla. Da, nu s-a spus din fapt esențial. Că în afară de toate lucrurile acestea, de fapt, cei de la Ciobărâni au intervenit la Consiliul Județean în momentul în care noi am depus documentația pentru aprobare publică. Deci, PUR-ul știți că l-am discutat și în Consiliul Local cu informările care le-am făcut noi, cu intențiile privind dezvoltarea comunei, posibilitățile de
Da, deci urmează obținerea de fonduri europene sau atât pentru unitatea administrativă teritorială, cât și pentru cetățenii din comun. Ei au intervenit și au depus această acțiune în instanță, iar cei de la Consiliul Județean au blocat avizarea PUG-ului pentru comuna Milostovești. Problema este, să spunem, destul de sensibilă și o consider nefavorabil pentru noi, pentru că putem bloca emiterea de autorizații de construcție de finanța comunei, putem bloca un cetățean care dorește să acționeze un proiect european, sau putem efectiv bloca o strategie de dezvoltare a comunei pe termen lung, când nu ai aprobat o astfel de documentație. Să sperăm că și cei de la Consiliul Județean și cei de la Ciobărâni vor avea experiența și capacitatea să înțeleagă că lucrurile nu trebuie condiționate unele de alte. Trebuie să fie lăsate să funcționeze în parte, atâta timp cât cei de la Ciobărâni, în 2011, și-au avizat documentația de PUG, iar noi de la Milostovești n-am intervenit prin torcere sau pentru acțiune să restricționăm lucrul acesta. Asta, și cam aici e problema. Pășunea respectivă nici nu este intravilană. Păi ce, treabă are, ce treabă are pășunea care este extravilană cu pugul care este, este treaba de intravilan? Nu? Pugul se referă numai la intravilan. Și pe lungia extravilană. Și la extravilană. Tot ce înseamnă dezvoltarea... Doar nu ce legătură cu pășunea. Da, nu ce legătură cu pășunea. Asta e. În momentul când o să, dacă o să fim nevoiți să cedăm, sunt sigur. Dacă merge în cererea... Să facem fonduri europene și o să... Situația e altfel în cererea. O să fie un impediment. O să pierdem în cererea acolo? Așa acolo este. Pășunea aia e oamenilor sau e... Nu, e domeniul public. Domeniul public? Da, public. Valoare 16.000 de lei. Da, dar atunci. Nu e vorba de valoare. Nu, dar... Omosexual s-a zis, eu vă spun că dacă pășunea asta era lângă limita la votat, deja era... Da, da. Păi și problema. Aici e problema. Iar venitul și are să mă lipsi limita. N-are nicio treabă. Deci nu trebuie confundat una cu cealaltă. Cu bucata aia e orșul, orșul... Deci nu se poate să ceri modificarea închiotarului să confundă cu proprietatea unui suprafeț, nu? Dar mie interior mi se pare altfel, mi-e aproape de ei, față de noi. Da, dar ești convins. Da, nu, nu, dar cum mai aproape că... Și limita și urării există. Dar nu, este... Nu, dar și pe de acolo e pădure, e alt treabă. Nu, e pădure? Da, e pădure acolo, că aia e între pădure acolo. Dacă ea era între pădure, să știți că nu e nici la noi, nici la ei. Da, eu vă spun că în teren situația e altă. Dacă ea era din pădure spre Cozmeș, care nu știu eu... Da, și drumul ăla e limita lor. Eu așa zic, acolo e pădure. Dar nu e pământul țării așa la sus. De sus, acolo, unde e... Nu, domnule, nu e piese administrativul lor, domnule, ce spui mă, Dariu? Nu, oamenii, dar noi proprietari sunt care au țuchești acolo, au proprietăți. Da, și este pe administrativul comun și oră. E administrativ, dar nu. Deci dacă e, asta e aproape la limită. Dacă care la limită? Dacă și țuchești ai acolo. Dar vreau țuchești, doamne, la limită. E partea asta, la limită. Noi nu am contestat. Dar știm unii ținii boși acolo, unii ținii boși și subași de acolo. Nu am contestat limita stabilită de oficii de cadastru. Da, asta e. Deci ceea ce a fost stabilit în cadrul procesului verbal care a fost, s-a stabilit că țuchiștea rămâne ei. Da. Începând din când s-a încheiat procesul mental, oamenii au mers și plătesc impozitul la orașul. Chiar dacă e abuziv. Inclusiv fișezi de la Berșeni. Da. Unde sunt 400 de hectare. Vreau să înțelegi că e abuziv. Știu că e abuziv, dar de la drumul cea normal ar trebui să fie. Dacă ați plătit anul trecut sau nu știu, deci ce vreau? Deci ascultați-mă, sunt anumite parcele, anumite talane, care au și ei, avem și noi. Este posibil că dumneavoastră poate faceți parte din asta, dar tarlalele și parcele care au fost stabilite prin un proces de față,
plătește lumea începând din anul 2015, i-a fost încheiat protocolul ăla. Pe 2018 s-a stabilit prin codul fiscal ca extrajudiciar. Eu am spus că începând din anul ăsta... Nu este plan de parte, exact cine plătește acolo. Asta este un plan, nu este plan parțional, dar este bloc fizic. Și tarau, respectiv, care este... Atunci ce mai am loc țară. Da, la Gheorghe, am și eu. Deci bloc fizic, e alt număr de bloc fizic pe administrativul comunii Rostovești. Așa, dar sigur că da, fiecare va are. S-au luat pe blocul, deci limită s-au luat... Dar blocurile s-au făcut pe limitele de votat. De votat, e, asta e altă. Da. Nu, dar acum tot teritoriul este împărțit pe sectoare. Și dacă trece prin mijlocul parcelei sau prin mijlocul locului fizic, limitează drumul ăla. Bineînțeles, da, ei se ia legislatura. Și unea respectivă are număr de bloc fizic, e o atâie mereu să merge. Dacă era așa și nu, dacă era pe alt administrativ. Problema e că următor, că asta figurează și la Miroslovești, figurează și la ce oră. Dar, doamne, chestia este, figurează în procesul ăsta, în inventar. Dar problema este că, în ce privește administrativul, e pe administrativul nostru. Deci aici e problema. Și deși ei ne-au stat judecată, da? Da, e pe administrativul nostru. Matare ție responsabilitatea, da, sau oricare să radieze o poziție de aia din domeniul public. Să știți că este o... Cine s-a spus administrativul nostru, dacă el e proprietar, să știți că... Dar asta trebuie radiată de aici. Cum o radiază? Cum radiază conform protocol și conform de ordine de guvern sau care e... Nu, da, așa trebuie de ordine de guvern, domnul Costean. Nu, dar mai există un aspect care, să spunem, la predarea bunurilor din inventar, trebuie să, tot la fel, să facă o comisie mixtă, nou și de la Rostovești la ceva, care să analizeze. Și sunt poziții din inventar. Prima poziție care îmi amintesc eu sunt droguri comunale, da? Și începe să le uităm. De ce 110, de ce 107, de ce 100, nu știu cât, 109, cât are, așa. Nu putem să predăm un drum de la Soci, să spunem din inventarul Comunei Miroslovești, la Ciocolăție. Este un nonsens, nu? Se predă doar acel drum care aparține administrativ teritorial. Asta e atitudinea comisiei, dacă... Da, da. Poți mai am o comisie așa. Înțelege? Păi eu întreb, cum să predau la sistemul de apă? Numai el? Nu? Prezent conductele de pe administrativul Ciocorăni. Care ei se le poate administra să le folosească. Știi cum vă spune? Dar să spune dacă vă spune. Să explic eu. Nu, erau și cei doar. Aici e Emilio Codurii. Nu știți că atunci la fără... Aici e Țuchi ăștia care e trecut la ei la șorul. La monumentul eroilor de la Soce. Puteam preda? Și aici vine Audur, da? Și asta e țuchișea noastră. De asta se faci concurs. Și potrivi undeva aici, din coașul de drum. Înțelegi? În coașunea aia. Uite, cam așa e aici. Să nu e o suprafață mare. Chiar încă așa cu 7-8 hectare acolo. După cum este o altă suprafață de pășuni, de sub Gorgana până la drum. Are din Rostovești. Și inventarul din Rostovești, iar de la aici spre Nichești, este la Ciocorăni. Aici putem să... Domnul se pierde noi până la urmă. Dacă pierzi pășune. Nu, doamne, pierzi. Nu numai asta. Stai, așa 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 de așa 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 dar bătrânii, dar și cum la bătrânii, dar să știți că... E vorba de limite, de schimbarea limitei, acolo, într-adevăr, aici. Să știți că cetățenii... Ar trebui să accedăm noi încă o suprafață de teren către ei, ca să nu, în afară de asta. Nu, când e vorba de schimbare de limite, ați avut o cerere adresată Consiliului Local, în care vi s-a cerut acordul dumneavoastră pentru organizare referendum, da? Iar dumneavoastră a spus că nu sunt fonduri, sau ce s-a spus, da? Doar așa. Procedural și legal, mai întâi referendum și după aia hotărâri de guvern și după aia modificare. Da? Nu, dar lumea și așa în sără ce cetățenii bătrâni, este foarte greu ca să plătească impostul la... jumătate la Ciocorăni, jumătate. Adică eu mă refer la oameni care vin la noi din comun. Și declarăm un război acum pentru o hectare în ajuns. Și ei spun, dar cum? De cine ați lăsat să ne ia acolo? Noi v-am trecut acolo. Faci o tabă de ce ați scrie care vine. Mă rog, are 5 ani.
Trădăm un protocol. Da. O să generează și aici la școală? Avem copii la școală. Mamă, dacă până să mulțumesc ca și aia cu ieri la alții, două la alții. Facem o mică moschee acolo. Ce să așa? Așa? Clar, așa. Deci, cum ați observat, se încearcă diminuarea teritoriului. Asta e. Nu, eu zic, trebuie mers în teren și văzut. Două. Da, dacă aveți un plan și eu vă facem exact cum e. Am mers în teren, situația e altă. Dacă mergeți acolo, eu vă spun sincer că spuneți. Eu nu vă spun care e Cojuneaș. Când intrați, vieți, vieți, asta e la și o rând, ca fază. Din start, drumul... Nu e adevărat, domnule, mai aproape de Stonicieni, domnule. Ce spui, Matare? Stonicieni, dincolo de pădurii, nu? Nu, domnule, dar e Otar cu Stolânceni. Deci e mai aproape de Otar cu Stolânceni decât cu Jorare, domnule. Da, dar e partea aia la Bravale. E la Stolânceni, domnule, partea zice înspre Stolânceni. Dar nu știu unde, știu unde. Nu știu unde, știu unde. Și treaba are... Deci treaba are și ore. E plantația aia din Măcești și deasupra acolo, nu? Adică mai e undeva mai... Ia să mergem acolo. Când mergeți acolo, să vedeți să vă schimbați părerea. Mergem în teren, domnule. Dar nu, nu cât să nu iei oameni. Faceți un grădar acolo și până la urmă... Păi doar să luăm în teren neutru, declarăm ring din bombe. Și acolo să stabilești pe teren, domnule, să stabilești limite. Da, dar în procesul verbal care nu se stabilească așa de bine. E, așa e că și nu știi ce o fost acolo. Nu știi ce o semna. Eu îi stabilesc acolo, pe teren. Nu, prin birou. Da. Hai, domnule, hai să lucrăm în mașină, hai să vedem. Mergem până acolo, da. Mă sturăm câți pași ai până la tine, mă sturăm câți pași ai. Pași la tine, nu faci sunt din mine. Domnule, pași așa, depinde cum îi faci, mai mari, mai mici. Da. Și nu te dai bine, fără misi. Da. Identificare de mine. Și v-am spus de fapt așa. Poți să fie și dar, luăm harta cadastrală, facem... Mie îmi convine... Luăm de la OCPI, luăm, cerim o... Eu știu, trebuie luată în consiliu aici o planșă de aia, tablă de aia care se scrie cu marca. Mai facem proiecte, mai desenăm, că mă aveai de acolo. Bă, asta e un informat de Aconescu, aia. Da, da, nu-i rău, că ne orientăm altfel. Și pe informare, dar în baza informării, deci sunteți în consiliu, asta e, voi trebuie să găsim soluții. Nu niciodată, în baza informării, asta e, aici, sunt la planșă de nimeni. Nu văd fiecare și fiecare. Să pierzi pe din procesul și mai plătim și pe da, nu trebuie să ne ajut. Auzi, cu adiosul să nu faci, că nu cheltui bani. Cu asta să nu faci, că cheltui bani, cu ce să nu faci cu asta. Asta nu se întâmplă. Noi aici facem cum vă cară. Auziți, domnul profesor. Nu confundăm fiecare situație. Fiecare situație are particularitatea. Nu e așa, scopul. Noi nu te refundăm. Acolo e clar. Eu, din punctul meu de vedere, nici... Deja să știe... Nu vine niciodă cu adepsul, că nu vine niciodă. Ce vine niciodă? Cui nu vine niciodă? Nu vine să iei, să luăm întâlnire, să facă proiect de bar, să vină expertul, să vină cu așa... Cum ajută mă trebuie și o să stă așa, o prezentă la tribunal așa, este și o citea proiectul. Nu vine niciodă, că să dai bani așa, eu le-am venit înțeles, dar... Un caz, e un caz de stabilit la comisie de identificare limite în care se consemnează într-un proces verbal unde se află pășunea respectivă, consemnări care să poată să stea la baza întâmpinării care va fi implementată pentru termenul de judecată. Da? Da. Propuneți. Da. Eu ofer floare, da? Da. Domnul Taru. Domnul Taru. Domnul Taru. Domnul Taru. Dar pune mai mult. Poți le-aș spus consiliu. Mi-a spus comisii. Da. Da. Mergi domnul. Iese pădurea. Domnul, să mergem toți ce mai. Ești tu. Și mai mi-a explicat destul de clar că este total... Și dacă scrie acolo, pășune, Milos Lovești, nu știu ce și alea, așa. Așa scrie, da.
Și ce dumneavoastră credeți că scrie acolo cu vânăciore? Nu cu scrie. Nu știu că am fost în primăvară acum și am întrebat pe pădurar. Ce e pășunea asta? Așa. Și scrie acum, nimeni nu o să vezi. Da, și pădurea... Deci am imaginat, nu e acea oră, nu? Impozit... Dar și eu tot aveam asta. Dar impozit și taxe... E așa știu, așa. Pentru că i-am zis adică comunii grăsovești. Mie așa mi-a zis. Eu așa știu că i-am grăsovești. Eu am rămas uimit, dar cum zic, doamne, că ar trebui să fie acea oră. Așa, nu. Dar și eu, eu zic, doar trebuie că i-am grăsovești pe acolo. Eu știu că e acea oră, nu știu că i-am grăsovești. Dar tu plătești pentru taxe vânătoare, cum se cheamă, tu plătești acea oră? La noi, că fond vânătoare e total, e total, e bun. Deci e ceva distrugător la cer. Să nu poți intra în păduri, să admiri, bine, sau nu ai voie să intri în particular. Da. Au avut-o la atâta păduri și nouă plantații de zăști. Așa, nu știu, nu știu, dar... La distanță e dat. Da, dar a văzut că dosare penale sunt. Și proprietate privată. Dom'le, orice... Deci trebuie respectată legimul simplu, în orice formă de proprietate, e privată. Ascultați, legimul simplu e cum partea, dar asta e vorba lui. Deci legea animalului sălbatici nu s-a luat la private. Fondul de vânătoare e statul. Da, e adevărat. Deci nu e privat. El administrează pădurea sub... Da, dar nu trebuie să te atingi de... Tu ai distrus copacului. Nu am distrus și un copac. Acum te-ai duci și fondul vânătoare, prinde și teren agricol, unde om are porumb, are secară. Te-ai duci în forum la om și... Nu e așa. Omul trebuie să intervină în natură pentru protecția animalelor. Dăm un exemplu, pe aceia animale, da? O căploare nu poate să jupă o crapă de copac și facă o rănitoare să ajute pentru ea. El moare în scurt timp, dacă tu nu o ajuți. Trebuie să gândim și pe varianta asta. Normal, cu fondul etic. Adică aici ai și fură sute de hectare și fără. Nu ai undeva, nu crezi cu tăul. Nu știi, nu știi. Consiliere, mă tare plătești o taxă. Bun, sunteți de acord ca în această comisie să facă parte toți membrii Consiliului Local? Da. Da, da. E bine așa. Și o să mai desemnăm încă unui reprezentant din partea primăriei și un specialist cadastru este, care are cel mai important cuvânt de spus, pentru că el poate să identifice limita conform datelor de la un cetățean. Da. Hai să o rezolvăm o dată, chiar că e jenant, practic. Nu e vorba de... E vorba de la instanță. Nu e și spune. Ce trebuie luptul ăsta? Acum ce mai este important de spus? În 2007, când s-a încheiat acel protocol cu delimitarea, a fost consemnat o zonă de litigiu. O zonă de litigiu de 5 hectare. Acea zonă de litigiu, de fapt, era undeva pe dealul Băului. Nu poate fi zona de litigiu identică cu ce avem noi în momentul de față cu pășurul. Dar în 2007, zona de litigiu era în T35, acum pășurile este pe 88, da? Sunt locuri, amplasamente diferite. Nu sunt precizări privind această pășură. Dacă este color, se vede că linia roșie este vădă. Da, este menționat. Iar cei de la Ciobărări chiar recunosc în acțiune că au...
au observat lucrul acesta în 2011, în 2013, când s-a întocmit un proces de vadă către Comisia de Inventariere a Terenului. Nu au. Că nu este așa. Nu e vrut și pădure? Da. Da. Trebuie o legendă aici. Eu că de fapt de formare profesională. Cu legende și cum așa? Nu legende. Nu legende nici nu. A zis că profesor de istorie cu legende. Ești are colegi cu noi, nu? Are legende, da? Legenda are. De fapt, are un pic de legendă. Iar vedeți că este roșu votat, are un pic de legendă. Are 6-3, nu știu, înseamnă... Dogării. Dogării, păi și așa se cheamă, la dogării. Păi, vedeți, dumneavoastră, cum am de... Păi dacă e așa cum a spus... Sau așa e lume, dacă nu fi implicată, deși... Atunci pare o viață, adică ai limita aici, da? Și tu vrei să modifici limita tocmai aici. Păi, de aici până aici, cred că sunt hectare. Păi, da, bro. Mai degrabă este și iară să intri în patrimoniul lor, nu să modifici granița, limita. Asta parcă ajută o dreptate dacă ia lor, da? Dar cum să nu... Adică, cum faci o tare pe lor? Cum treci prin... Cum se numește tare din ei? Foarte interesant, ce rău, da? Cum se... Modificare o tare până acolo. Păi, dar dumneavoastră făceați parte din Comisia de Limitare 2007. Cum procedați? Vă vedeți. Bine că n-am fost consiliat. Depinde cât dă de eu. Bine, n-am fost consiliat. S-ar trebui să pățiți cei care au semnat Căia Ciocolanului, așa? Care au semnat? Care au semnat în 2005-2007. O să pățați cum o văd să apași cât e valoarea 16.000 de... Bun, o reactualizăm, da? Și s-ar trebui să împartă fiecare, nu vă văd bine. Da. Deci... Mai sunt întrebări? Da. Ne-am murit. Nu, stabilim o zi când vrem să mergem, că suntem toți de acord, mergem, vedem un teren care treabă, da, să stabilim. Deci toată... Da, ne-am zis. Eu propun și domnul. Da, cu acestea... Putem să nu jucă, dar am mai o timp de vin ceva. Da. Deci, dar ședința închisă, mulțumim mult. Mulțumim și atât. Asta nu mai e la laboratoare, poate de copătura. Bun, noi aducem răutura, tu aveți grătarul și eu, da? Da. Așa, o mă,